Victor Olascăr Vorel descinde dintr-o vestită familie de spițeri. Evenimentul deschiderii farmaciei lui Anton Vorel la Piatra, azi Piatra Neamț, oficializată prin Hrisovul Domnesc din 1825, emis de Ioan Sandu Sturza, a însemnat un progres social și științific al localității. Acel moment marchează începutul unei lungi tradiții în domeniul spițeriei, care va culmina cu înființarea laboratoarelor Vorel și intrarea lor în producție în anul 1910, chiar în casa de pe strada Cuza Vodă, unde familia s-a instalat în anul 1893. În timp, așezământul s-a dezvoltat, iar marca Vorel dobândește un renume național și internațional în ramura farmaciei naturiste. Această primă perioadă fastă se încheie către sfârșitul celui de-al doilea război mondial și în anii următori, laboratoarele încetându-și activitatea în 1950. Totuși, un grup de specialiști pasionați s-au străduit ca, după Revoluția din decembrie 1989, să reînnoade tradiția umanistă a familiei Vorel și totodată să reconstruiască prestigiul farmaciei Vorel ca o provocare pentru secolul 21. Secol și jumate, adică secolul al XIX-lea și jumate din secolul 20, familia Vorel a contribuit la dezvoltarea economică, socială și politică a Ținutului Pietrei. Această familie noi am supranumit-o dinastia Vorel, pentru că prin contribuția pe care și-au adus-o în domeniul dezvoltării științelor naturii, a dezvoltării științei fitoterapiei și a științei de fabricare a produselor medicamentoase din plante medicinale, a contribuit foarte mult la dezvoltarea economică a ținutului nostru, la crearea unei noi direcții în sănătate, în tratarea unor afecțiuni. Ultimii descendenți ai familiei Vorel au fost trei frați: Constantin, de profesie farmacist, Tudor, de profesie inginer, care sunt cei doi fondatori ai laboratoarelor Vorel, și un al treilea frate, care a fost Lascăr Vorel Pictorul. Nu o să vorbesc despre Lascăr Vorel Pictorul, pentru că toată manifestarea și totul este legat de el. Am să vorbesc de cealaltă parte a familiei care s-a ocupat de dezvoltarea științei fitoterapiei. Familia Vorel, originară din Boemia de Nord, s-a stabilit în jurul anilor 1800 în Ținutul Pietrei. De atunci datează primele date în arhivă despre activitatea științifică a familiei Vorel. Trei generații de farmaciști Vorel au dezvoltat an de an fitoterapia, au dezvoltat an de an informarea populației despre boli și despre
cum trebuie să se apere de aceste boli și ce trebuie să facă ca să mențină minimele condiții de igienă în gospodărie și în alimentația lor. Primul farmacist al familiei Vorel care a început primele cercetări în acest domeniu a fost Anton Vorel, un ilustru farmacist care prin anul 1825, prin Hristof Domnesc, semnat de Ioan Sturza Voivod, primește dreptul de a deschide o spițerie în Târgu Pietrei spre a fabrica produse necesare medicilor. Și de aici, cu această dată și cu acest Hristof, începe istoria fitoterapiei românești, istoria farmaciștilor Vorel, care au întemeiat o adevărată dinastie în acest domeniu. I-a urmat Lascăr Vorel, fiul lui, și după acesta moștenitorul lor a fost Constantin Vorel, la rândul său farmacist, care împreună cu fratele lui, Tudor, inginer, au pus bazele în anul 1900 a laboratoarele Vorel. Laboratoarele Vorel și-au câștigat faima în toată lumea, atât în țară cât și în străinătate. Produsele Vorel erau căutate, au fost cerute, au fost utilizate de foarte multă lume. Laboratoarele Vorel exportau produse în absolut toată lumea, în America, Canada, Australia, Asia. Drept recunoștință a faptului că au reușit să ducă atât de departe știința fitoterapiei, familia regală i-a dat dreptul ca farmacia lor să numească farmacia regală și au fost furnizorii casei regale de medicamente din plante medicinale. Mai mult ca atât, această familie a contribuit foarte mult la dezvoltarea socială a ținutului respectiv, a epocii în care au trăit. Au fost oameni foarte deschiși, au fost oameni care au făcut foarte multe donații, au fost oameni care au clădit spitale, școli, care au ajutat pe cei defavorizați. Au fost oameni care au acordat burse copiilor săraci ca să meargă mai departe să studieze. Mai mult ca atât, s-au implicat și în activitatea politică. Dintre ei au ajuns deputați, au fost și numiți și consuli, încât toată existența lor în această perioadă și-a lăsat amprenta asupra existenței societății din acea perioadă a secolului XIX și jumătate din secolul XX. Ceea ce este meritoriu pentru ei că au fost oameni deschiși, oameni care au acordat ajutorul și oameni care au știut să își dezvolte foarte bine pregătirea lor profesională, să ajungă la niveluri superioare de pregătire profesională, încât prin știința lor acumulată să poată transmite și la alții. În laboratoarele Vorel au aplicat tehnicile cele mai înaintate în vremea respectivă, au fabricat produse din toată gama existentă în acea vremuri, de la tincturi, tablete, creme, pomezi, lichioruri, vinuri, tonice, care toate erau cunoscute, care toate erau solicitate și scrisorile care ne-au sosit la noi de la cei care au consumat produsele Vorel nu fac decât să întregească încă o dată ceea ce vă spun acum, că familia Vorel a semnat ceva pentru noi. A fost o marcă pentru Piatra Neamț și în continuare rămâne o marcă pentru România. Astăzi, planta Vorel, care este continuatoarea laboratoarele Vorel, și eu personal ne simțim onorați. Putem să continuăm tradiția familiei Vorel atât în domeniul științific cât și în domeniul artistic. Mă refer la domeniul artistic pentru că am reușit și am înființat o fundație Vorel care are exact acest scop, de a continua tradiția familiei Vorel în cele două direcții, științific și artistic. Artistic prin faptul că
unul din moștenitorii familiei Vorel, unul din urmașii familiei Vorel, a fost pictorul Lascăr Vorel. Prin Fundația Vorel am reușit foarte multe acțiuni care au dus mai departe acest spirit artistic al familiei. Acțiunile noastre au constat în a ajuta, a organiza manifestări artistice, începând cu Bienala Lascăr Vorel, care a devenit o bienală foarte cunoscută la nivel național și internațional. Într-un cuvânt, Fundația Vorel vrea să mențină numele de Vorel la nivelul care și l-au câștigat familia Vorel prin activitatea lor în cei aproape 150 de ani.